În urma lucrărilor de investiție a fost edificată o nouă magistrală cu diametrul de 1000 de milimetri între stația de tratare și pompare Cota 20, zona pod rutier Ovidiu. Pentru conectarea acesteia la sistemul centralizat se sistează furnizarea apei potabile de luni 26 februarie ora 22 până miercuri 28 februarie ora 22. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din orașul Năvodari cu zonele peninsulă și industrială, precum și cei din localitățile Corbu, Lumina și Sibioara. Investiția face parte din contractul de lucrări 22 în valoare de aproximativ 70 de milioane lei, derulat prin programul operațional Infrastructură Mare. Echipele constructorului execută în această perioadă toate activitățile pregătitoare necesare pentru a putea lucra continuu 24 de ore din 24. În plus, având în vedere că este nevoie să se golească sistemele de distribuție, echipele Raja vor executa în același timp lucrări de reparații și întreținere. Se vor monta vane de legătură pentru sectorizarea sistemului și debitmetre pentru măsurarea și reglarea presiunii. Ținând cont de complexitatea acestor intervenții, reluarea furnizării apei potabile se va realiza progresiv în fiecare zonă afectată, cu precizarea că la capetele de coloană și la etajele superioare pot să apară abateri de la acest program. Atenționăm utilizatorii de apă potabilă din zonele menționate că din cauza manevrelor de golire și umplerea sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazional se pot produce modificări ale calității apei potabile din punct de vedere al turbidității și culorii. În această situație, până la limpezirea apei, se va evita consumul. Totodată, rugăm utilizatorii afectați de aceste lucrări să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Vom reveni cu informații despre evoluția lucrărilor și a programului de furnizare a apei, în situația în care vor surveni modificări și în funcție de finalizarea lucrărilor de la nivelul conductei de aducțiune. Raja le amintește consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit creșterea calității vieții. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.